O sfântă mironosiță, întocmai cu apostolii, Maria Magdalena, tu, cu căldura dragostei tale pentru Hristos Dumnezeu, ai călcat sub picioare măiestriile cele rele ale vrăjmașului și l-ai aflat pe Hristos, mărgăritarul cel fără de preț, și ai dobândit împărăția cerurilor. Pentru aceasta cădem către tine și cu suflet umilit și cu inimă înfrântă strigăm ție noi nevrednicii. Caută dintr-o înălțimea cerului spre noi, cei ce suntem în luptă cu ispitele păcatelor. Vezi cu cât de multe păcate și nevoi vrăjmașul în toată ziua ne împiedică, căutând peirea noastră. Slăvită și întru tot lăudată ucenica lui Hristos, Maria Magdalena, roagă-L pe cel iubit de tine, cel ce și El pe tine te-a iubit, pe Hristos Dumnezeu, ca să ne dăruiască lăsarea greșelilor noastre celor multe, să ne întărească cu darul Său, cu trezvie și vitejește să umblăm pe calea sfintelor Lui porunci. Și să ne facă pe noi lăcași binemirositor al Sfântului Duh, ca așa, în pace, nerușinați, să sfârșim viața noastră cea cu multe osteneli pe pământ și să ne sălășluim în locașurile raiului ceresc, cele luminate și fericite, unde cu toți sfinții, totdeauna, cu bucurie, preamărești treimea cea de o ființă, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin.